Mii de persoane au asistat la spectacolul Magia Serii în Sunet și Lumină la Iași din fața Palatului Culturii. Evenimentul a avut o dublă însemnătate. A deschis noua stagiune a operei 2024-2025 și a marcat centenarul Giacomo Puccini prin arii celebre. Cea de-a 68-a stagiune a operei Iașene a debutat cu o gală extraordinară în aer liber. Stagiunea 2024-2025 în forță, un eveniment de mare ținută culturală, așteptat de întreg Iașul și de publicul de care ne-a fost atât de drag. Noi artiștii am dat în seara asta tot ce aveam mai bun de oferit. De altfel, ne aflăm în plin centenar Puccini și atunci întreaga lume culturală la nivel mondial celebrează această mare personalitate. Regalul artistic a fost interpretat de invitații, soliștii, corul și orchestra operei din Iași. Pentru mine satisfacție, sunt un pic emoționat și e important pentru că toată lumea să știe că avem anul de Giacomo Puccini. Anul trecut, în concertul, știu că am fost un concert dedicat cu mai multe duetti, terzetti, ensemble. Acum facem mai multe arie, singure arie, e pubblico iasceno și pubblico la televisione ha occasia de se ude e se conosce i solisti dell'opera di Iași. Invitatul special a fost Elena Mosuc, cunoscută soprană originară din Iași. Energia orașului în care m-am născut. Știu că oamenii mă iubesc, chiar și azi seară mulți mi-au spus din cor, din orchestră, Lili, te iubim, ne bucurăm că ești aici. A fost foarte tentantă invitația de a cânta în această seară, pentru că voi cânta trei arii total noi pentru mine, dintr-un nou repertoriu pe care doresc să-l abordez. Luna aceasta, Teatrul Liric Iașean mai programează încă 7 reprezentații care vor fi găzduite de sala mare a Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași.